Centrul de instruire pentru infanterie și vânători de munte din Făgăraș are un nou comandant. Este vorba de locotenent colonel Ștefan Câmpean. Astăzi, în incinta unității, începând cu ora 11, în cadrul unei ceremonii, Ștefan Câmpean a preluat comanda. Pe data de 15 august 2017, următorii ofițeri se eliberează din funcțiile în care sunt încadrați și se numesc în funcțiile specificate de rândul fiecăruia, astfel. Locotenent colonel de infanterie Câmpean Ștefan, din funcția de șef de planificare și reglementare în secția coordonare structurii SRE din serviciul informații la obținutorul pentru operații și instrucție al șefului statului major al forțelor terestre, în funcția de comandant al centrului de instruire pentru infanterie și vânători de munte, Constantin Mâncoveanu, al școlii de aplicație pentru unități de luptă Mihai Viteazu, al statului major al forțelor terestre. Kosovo, Afganistan, Irak sunt doar câteva țări în care noul comandant al Centrului de Instruire din Făgăraș a avut misiuni pe care le-a încheiat cu succes. De fapt, calificativul foarte bine și excelent i-a caracterizat activitatea lui de până acum. Comanda și drapelul de luptă al Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte, Constantin Brâncoveanu. Domnule locotenent colonel, vă predau comanda și drapelul de luptă al Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte. Domnule colonel, iau în primire comanda și drapelul de luptă al Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte, Constantin Brâncoveanu. Sunt legat de Făgăraș. Emoția momentului sau emoția generată de acest moment se justifică, deoarece, așa cum am mai spus, acum 18 ani am făcut parte din prima promoție a cursului de bază și cursurilor de specialitate organizate de către acest centru. Principalele obiective pe care mi le-am propus se referă la atragerea personalului cu experiență în cadrul centrului de instruire, ridicarea nivelului de instruire prin simularea reală și constructivă, aplicarea pe cât posibil a standardelor NATO în cadrul centrului, cooperarea cu celelalte structuri, entități de instruire din cadrul forțelor terestre și în special cu Centrul Național de Instruire Întrunită 5, precum și cooperarea cu autoritățile locale și cu celelalte structuri din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională. La ceremonia de preluare a comandei Centrului de Instruire au participat reprezentanți ai Primăriei Făgăraș, ai Detașamentului de Pompieri, dar și ai Detașamentului de Jandarmi din municipiu. O zi foarte importantă, mă onorează faptul că am putut participa azi aici și am fost invitat. Trebuie să arătăm respect armatei române și, după cum ați văzut, avem un comandant foarte tânăr și eu îi urez succes în toată activitatea dânsului de azi încolo. Am onorat invitația care am primit-o de la Centrul de Infanterie și Vânători de Munte Constantin Brâncoveanu Făgăraș. Îi dorim pe aceste care succes noului comandant și cu siguranță că vom avea o relație foarte bună, așa cum am avut și cu ceilalți. Noul comandant a absolvit Liceul Militar Mihai Viteazu de la Alba Iulia în anul 1994. În anul 1998 a absolvit Academia Forțelor Terestre și în anul 2016 Universitatea Națională de Apărare Carol I. Ștefan Câmpean are 42 de ani, este căsătorit și are o fetiță de 13 ani.